centrul Piteștiului, un parc de mașini, marca Vale Porcesteanu. Ce se întâmplă aici? Ne pregătim de Raliul Argeșului, etapa noastră de casă. Este a doua etapă din sezonul 2023, dar pentru noi este prima. Acum începe sezonul pentru mine cel puțin. Nu sunt singur, am adus o parte din flota VPR. Sunt foarte multe mașini care alargă sub culorile noastre. Din cei peste 80 de înscriși sunt undeva la 15 echipaje care reprezintă Vale Porcesteanu Racing și mă bucur. Sub capotă, deja așa, e deschisă așa. Capota. Da. Hai să vă aducem motorul. 2 litri turbo, 300 de cai, tracțiune integrală, o mașină care a făcut istorie în raliuri, o mașină care ne-a dus titlul de campion național în 2011 și iată că acum am revenit la start cu o mașină istorică, pentru că și noi suntem istorici, că am trecut 20 de ani de când concurăm, dar ce rămâne în spatele nostru ne bucură, pentru că avem foarte mulți juniori, 17, 18, 20 de ani, care vin și fac rezultate. Sunt practic produs ai Vale Porcesteanu Racing și asta e împlinirea cea mai mare. Am câștigat la raliul Harghitei etapa trecută, acum suntem la raliul de casă, la raliul Argeșului, în fața fanilor, vrem un rezultat cât mai bun, mergem la victorie. Lotare, raliul de casă, cum te-ai pregătit pentru Cupa Suzuki? Am auzit că e bătălie mare acolo la voi. Da, o să fie bătălie mare, din ce știu e un record de câți participanți? O să fie 10 participanți. Dar suntem hotărâți la victorie. Păi stai un pic, pentru tine e al doilea raliu, nu? În categoria raliu 1. E al doilea, da. Și am obținut la Harghita locul 2 și sperăm la locul 1. Și ce facem dacă plouă? Dacă plouă, suntem pregătiți, bineînțeles, și pe ploaie. Îți place? E prima oară când o să merg pe ploaie. Eu vă las, nu-mi place. Așa ceva n-am mai auzit. Prima cursă, nu-ți cunoști cu pilotul. Posibil așa ceva? Da, de ce nu? E, orice este posibil la mine. Ai curaj? Eu nu, copilotul. Dar știi la ce raliu ești? Raliul Argeșului, dar vedem acum probele că cât o să mă descurc. Bă, dacă am cumpărat mașina joi și sâmbătă am fost la media și am luat podium la grupa mea, la grupa a patra și am ieșit și pe locul 11 la general, înseamnă că am tupeu. Eu așa zic. Că performanțele se nasc în nebunie. Nu știu cum să spun, dar eu când m-am născut am căzut în cap, m-a scăpat doctorul. Și cam de aici cred că dacă vede interviul copilotul meu înainte să înceapă raliul, s-ar putea să rămân fără copilot. Vreau și mie asta să vă ia. Îți place mai mult aia? Da. Hai, vezi, te urci în ea să vezi cum e? Ia. Îți place acolo? Așa. Îți place? Da. Când te faci o întrebare mare, clasică, ce vrei să te faci când o să fii mare? O să ne luăm la cursă cu prietenul meu. O cursă cu prietenul tău? Da. Mergeți seama la concurs? Da, mergem cu mașina. Eu deja să pregătesc să scoată husa de la volan. Ai văzut? A zis, păi ce facem aici? Da, pe nenea asta frumos îl știi? Pe nenea asta frumos îl știi? Îl cheamă Vali. Mașina Vali Porcesteanu. Mașina asta de aici, de spate-i mașina mea. Hai, vezi, te urci și n-ai un pic? Hai. Ia să facă, poți să dai jos? Hai. Ia să vedem. Eu nu m-am urcat într-o mașină de curse când aveam 4 ani. Dacă aveam norocul ăsta să nimeresc așa între mașini de curse, ce bucuros eram. Ia zi, știi care e schimbătorul de viteze? Da. Ia uite bă, că la nimeni care, zi, ăla. Și bățul la mare din dreapta, ce crezi că e? Frâna de mână. Poate să sune și să închidă. Vezi ce de butoane are acolo? Da. Și are și butoane. Hai că mai târziu puțin, dacă mai rămâi pe aici, o să o pornim. Să vezi ce gălăgie face, se aude foarte frumos. Da. Da? Te sperii? Nu te sperii, nu? Nu mă sperii. Nu te sperii, nu? Sigur, nu? Așa au zis mulți copii, dacă când au auzit-o s-au mai speriat un pic. Da, știu. Când am mai fost pe aici cu tatăl meu, în centru am văzut mai o mașină roșie. E numai una. E numai una, da, că ne pregătim de raliu. Acum am adus mai multe și peste două zile începe concursul aici. Să vii să ne vezi, da? Mai vii, da? Bine.